Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat printr-un comunicat de presă că joi 20 iunie, în intervalul orar 10-20, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 15 județe. Restricțiile sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, respectiv cod portocaliu, care implică val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat. Lista celor 15 județe vizate se află și Giurgiu, celelalte fiind Alba, Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Mehedinți, Olt, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vâlcea. Conform CNAIR, s-a recurs la această măsură pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile, ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Măsurile sunt adoptate de CNAIR în baza prevederilor articolului 44 din Ordonanța de Guvern numărul 43 din 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, drumurile naționale din județele afectate de codul portocaliu, cu unele excepții, printre care transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, transporturi funerare, transporturi poștale sau vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră.